Baltice, căci președintele rus ar vrea să mențină țările Baltice cât mai deconectate de realitățile din NATO și Uniunea Europeană. Cine spune asta, vedem chiar acum. În afara războiului din Ucraina, declanșat în 2022, Vladimir Putin nu renunță nici la țările vecine Rusiei, pe care vrea să le țină în frâu, astfel încât ele să rămână în sfera sa de influență. Documente secrete de la Kremlin arată că președintele rus vrea să mențină țările baltice cât mai deconectate de realitățile din NATO și UE. Informațiile strategice scoase la iveală prezintă planurile secrete ale Rusiei, prin care vrea să-și exercite influența asupra celor trei țări, Estonia, Letonia și Lituania, vecine cu Rusia. Printre altele, documentele arată intenția Moscovei de a zădărnici construirea bazelor militare NATO, de a slăbi guvernele democratice locale, de a extinde influența culturală și lingvistică a Rusiei și de a consolida organizațiile politice pro-Kremlin. Dar, într-o temă curentă în documente care au fost redactate în 2021, invazia ulterioară a Ucrainei de către Rusia a subminat aproape fiecare aspect al planurilor. Documentele au fost întocmite de Direcția pentru Cooperare Transfrontalieră a Administrației Prezidențiale Ruse, care a formulat planuri similare, dezvăluite anterior pentru anexarea progresivă a Belarusului și răsturnarea guvernului pro-occidental al Republicii Moldova. Direcția pentru Cooperare Transfrontalieră este încadrată de ofițeri de informații ruși din cele trei servicii principale de spionaj, FSB, SVR și GRU, reprezentând respectiv agențiile interne, externe și militare. Agenda reală a directoratului este readucerea națiunilor în sfera de influență a Rusiei. Cu populații între 1 milion și 3 milioane de locuitori, Estonia, Lituania și Letonia sunt toate țări mici, mai mici decât Rusia, dar situate strategic la marginea cea mai de est, atât a NATO,